în partea culturilor. Primit un... o inimioară. O inimioară și le mulțumesc pe această cale. Sunt niște copii foarte drăgălași și sperăm să-i vizităm cât mai des. Cum a fost întâlnirea cu ei? Ce ți-au spus? Nu mi-au spus mare lucru, dar se vedea că erau foarte fericiți și ne-au cântat. A fost foarte frumos și, cum v-am spus, sper să venim cât mai des la ei. De cum sunteți acum, de final de sezon? Suntem foarte concentrați și sperăm să câștigăm tot până la final. S-au așezat lucrurile pentru voi? Nu, tot ei au prima șansă, dar noi ne vedem de jocul nostru și, sperăm să, cum v-am spus, să câștigăm toate meciurile până la final. Păi sunteți și voi la mâna voastră. Da, suntem, dar tot ei sunt pe primul loc deocamdată. De ce au prima șansă? Că au cele două puncte în față. Aveți moralul mai bun? Da, acum avem moralul mai bun, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ pentru că avem un meci foarte greu la Constanța. Unde ți-ai dori să se joace meciul cu ei? Pe Ghencea. Și dacă nu se poate? Pe un teren cât mai bun, pentru că la ei a fost teren puțin cam pro și pe noi ne avantajează un teren cât mai bun. Și atmosfera e mai bună la voi? Da, e atmosfera mai bună și sper să fie bună până la final. Dar ce înseamnă să se joace? Ultima etapă cu titlul pe masă. Pentru că pe Ghencea cred că ne dorim cu toții, mai ales spectatorii și până la urmă sunt cam goale tribunele la meciurile de Liga 2. Ai vorbit cu colegii, toți și-ar dori să joace pe Ghencea? Da, chiar a fost o discuție, ne dorim mai mult ca niciodată să jucăm ultimul meci pe Ghencea. I-a strămit și patronului? Probabil că dânsul știe că ne dorim să jucăm acolo și sperăm să se întâmple. Dar ce ar însemna pentru tine și pentru echipă să joace cu titlul pe masă? Vă dați seama, va fi o presiune foarte mare, dar sperăm să câștigăm până atunci campionatul, adică să câștigăm toate meciurile și de ce nu la ultima etapă să nu mai fie nevoie să jucăm cu titlul pe masă. Da, și Craiova i-a bătut 3-0 și nu s-a mai spus nimic. Nu ne interesează astfel de declarații, mergem să câștigăm și ce se spune nu ne interesează. Să vă așteptați la ceva reacții dacă puteți câștiga la Constanța? Hai, orice veți face oricum. Se va găsi mereu subiecte de discutat, dar, cum v-am spus, trebuie să ne vedem de jocul nostru și la final să ridicăm trofeul. Vă veți face un cadou frumos de Paște? Da, cred că nu mai ține nimeni cont că este Paște, ne concentrăm doar la meci și sperăm să câștigăm. Tu mai ai presiune sau te-ai obișnuit deja cu tot ce se spune în jurul tău, cu oferte, cu atacancuri de milioane? Nu mă interesează deocamdată asta, mai am de demonstrat, de câștigat trofee și abia atunci putem vorbi de lucru. Ce mai important? Faptul că joci când nu ești titulat, când intri, te mai deranjează? Eu mă pregătesc și v-am spus, dacă eu voi continua să joc, să câștig trofee, cred că mă voi impune și eu ca titular. Cel mai important sfat pe care ți l-a dat tatăl tău sau îți dă zilnic? Să am încredere în mine și să muncesc. Asta îmi spune zi de zi. Ar fi surpriza campionatului să bateți în ultima etapă și să câștigați voi titlul? De ce să fie surpriză? Până la urmă am arătat la ei că suntem o echipă puternică și sperăm să-i batem. Chiar dacă vom juca cu titlul pe masă, în ultima etapă ne dorim să câștigăm toate meciurile. Ce amintiri mai ai din Ghencea? Am puține amintiri, că eram mic, nu mai țin minte, dar Ghencea e Ghencea, acolo trebuie să jucăm și sperăm că vom juca acolo.